O hidratare precară a corpului se manifestă printr-o senzație de oboseală accentuată și prin crampe musculare. În mod obișnuit, corpul absoarbe lichide din sânge sau din alte țesuturi ale organismului. Când acesta este deshidratat, nu mai poate să asigure cantitatea necesară de lichid pentru ca sângele să circule normal. Astfel, poate să apară starea de șoc. Foarte mult contează lichidele pentru că odată cu transpirația, noi pierdem foarte mulți electroliți, pierdem potasiu, pierdem sodiu, pierdem magneziu și de obicei noi recomandăm în această perioadă să se ia și aspacardin, care aduce un plus de potasiu pentru organism, că de fapt pierderea potasiului este cea care dă simptomele clinice la bolnavi. Anxietate, senzație de nod în gât, senzație că se sufocă și chiar fac și atacuri de panică. Cei mai expuși deshidratării sunt angajații care lucrează direct în soare, în brutării sau patiserii. Pentru ca temperaturile în care își desfășoară activitatea depășesc și 50 de grade Celsius, aceștia au nevoie de o hidratare corespunzătoare și de pauze dese. Cei care lucrează la brutării, în cofetării, unde se merg cuptoarele și așa, acolo persoanele trebuie să... Da, și constructorii care lucrează afară sau cei care lucrează la drumuri. Tot ar trebui să le se asigure cel puțin în perioada de prânz-pauză și hidratare cu 3 litri de apă pe zi. O băutură ideală pentru rehidratare este apa minerală pe care o putem consuma în locul apei de la robinet, cu condiția ca aceasta să nu conțină mult sodiu, deoarece crește diureza. Laptele bătut sau chefirul sunt alte lichide pe care le putem bea atunci când ne simțim deshidratați. De asemenea, trebuie să creștem aportul de fructe și de legume, deoarece deshidratarea organismului înseamnă nu numai pierderi de apă, ci și de vitamine și de minerale.